Chinuza, a venit astăzi pe la noi specialistul nostru în nutriție, în a doua zi de Crăciun, Cristian Mărgărit. La mulți ani, Cristian Mărgărit! Ha, mulțumesc! Nu o să zice la mulți ani? Pentru invitație. Crăciun, se zice și la mulți ani, da! Să trăiești cu numele! Mulțumim, mulțumesc! Dacă îl cheamă Sfântul Mărgărit. Asta e azi. Să știi că tot din limba greacă, da? Vine și Mărgărit. Mărgărit? Ce înseamnă? Cristian, clar, din Mărgărit de la Perlă. Perlă, okay. Da, da, da. Okay. Mărgăritar, ești florile mele preferate. Ești frumos. Cam neagră, dar și perlele negre stăne. Sunt nestemate și ele. Sunt tot ce perle. Practic, de ce ai venit? Am venit să vorbim așa un pic despre ce putem să facem după ce ne-am făcut foarte mult de cap și urmează să ne facem de cap în continuare, că ar fi și păcat, nu? Să nu ne facem această cap, perioadă, mai ales că s-a nimerit bine cu 1 ianuarie luni, parcă. Și adică ne putem apuca de dietă de luni și întâi, adică se potrivește. Dar luni o să fim un pic mahmuri și obosiți. Da, deci pe mai amână. Atunci, luni de pe 7. O mai lungim un pic. Și atunci vorbim de ceva alimente tradiționale care n-au mai rămas. Mulți dintre noi sunt plecați prin diverse locuri și au în față ce le-a mai rămas de ieri alaltă ieri. Da. Și să le luăm așa pe rând, ce am putea mânca într-o dimineață să ne simțim bine, mai ales șuncă. După seriile grele. Cozonac. Putem mânca toba. Și cozonac, putem mânca și tobă, putem mânca ou. Hai să-l păstrăm pentru Paști mai bine, ce zici? Bă, adică ai destulă grăsime în perioada asta, se mănâncă foarte gras. Da. Și atunci oul nu prea mai are loc. Avem, bineînțeles, combinația de brânză și carne, iar o combinație destul de grea. Adică dacă ți-e poftă de o șunculiță, e ok o șunculiță, cu un pic de ceapă, cu un pic de pâine, nicio problemă. Dar brânza cred că aș păstra-o pentru o altă gustare. Okay. Adică să încercăm să ne mai domolim un pic. Da, când le mănânci separat, controlezi mult mai ușor cantitatea. Mm-hmm. Nu? Ok, da. Și bineînțeles, digestia este mai bună. Digestia în această perioadă, evident, are de suferit. Chiar Ramona... digestia e mai bună când mănânci un singur tip de aliment? Da. Se chinuie mai puțin decât... Se chinuie mai puțin, deși multe alimente sunt și ele, de fapt, combinate. Proteine, grăsimi, carbohidrați, etc. Dar e cu cât mănânci mai simplu, cu atât o să vezi că digestia ta e mai bună, nu te mai balonezi, adică deci putem mult să mai bine și pentru gras, putem să mâncăm șunculiță între perioadele în care exagerăm, dar să o facem cu măsură. Cu măsură, mai ales că, așa cum spuneam, dacă am grăsime aici, nu mai mănânc și asta, mi-aleg una dintre ele. Pun neapărat o legumă, o ceapă, ceva lângă. Unde ai găsit pe vremea asta? Da? Se găsesc, crește normal. Dorine, pe internet. N-ai auzit de încălzirea globală? Acum o să creștem și banane peste câțiva ani în București, deja iarna. Creștem auzi, și banane, dar da. Dar ce le dăm măsura mici de mâncare? Cei mici trebuie să-și mențină regimul lor sănătos. Sigur că au fost îmbuibați cu dulciuri. Toată lumea face asta, hai să nu ne mai mințim singuri. Ce o să facem? Dacă dulciurile au multă grăsime și mult zahăr, o să încercăm să le reducem din sursele de zahăr și carbohidrați. Deci adică să le dăm mai mult legume, să le dăm proteină, o carne mai slabă lor, putem să le dăm și un pic de pește, un pic de pui. Bineînțeles că adulții nu vor dori să mănânce aceste alimente de regim, dar pentru copii ele pot fi puse acolo. Deci ei vor mânca oricum și vor bea zahăr sau aproape toți copiii vor face asta și atunci reduc celelalte surse de carbohidrați. Deci dacă sunt mari mâncători de pâine, nu le mai dau. Dacă înainte le puneam o garnitură de orez sau de cartofi, nu le mai pun această garnitură. Deci le dăm un pic mai simplu. Cam asta ar fi ideea. Lăsai poleia la bomboane în brad sau o luai cu totul? Poleia la, cred că le luam cu totul. Oricum bomboane de brad le-am mâncat deja cu toți, adică nu se pune problema. E rău dacă după o bucată de slăninuță eu sunt dispus de asta moile de când am început. Bun. Și o țuică fiartă, mă gândeam la o bucată, două de prăjiturică? Da, ar trebui să le separ și pe ele. De ce? Hai să explicăm simplu. Aici am o sursă de energie. Când oamenii spărgeau lemne, dădeau zăpadă, săpau șanțuri, tăiau păduri... Am auzit de vremurile astea, da. Așa? Era foarte bună, excelentă. Da. Multă energie într-un pachet foarte mic, zăceau la coasă. Consumai. Acum, sigur, tu nu ai o problemă cu greutatea și poți să mănânci și o prăjiturică după. Aia e ca și cum aș alimenta mașina și cu benzină și las cu motorină, în continuu să dea da. Peste afară pentru că eu nu consum. Eu nu merg exact. Cu ea să consume, să pot să mai bag, să alimentez. Extraordinar! Asta facem noi de Crăciun. Dăm cu benzina pe afară. Ce analogie! O să ieși la o plimbărică și aș mai vrea să spun ceva pentru că mulți acum mai ales vor să scoată mahmurala cu saună. Sau ies pe pârtie. E mit? E mit. Sauna? Și mare atenție la hidratare.
pentru că acum ortopezii se bucură în această perioadă. Oamenii își rup ligamentul, meniscul, tendonul lui Ahile. Deci nu vă aventurați pe pârtii sau la sport sau știu eu, la tenis în balon sau altceva. Dacă ce faceți. Că n-ați făcut tot anul. Exact. Și mai ușor. Deci ne hidratăm întâi, ne odihnim și apoi o reluăm cu sportul. Acum contează tare la... Contează enorm, enorm. Și pentru a combate efectele nocive ale alcoolului și pentru a combate excesul de sare, pentru că toate aceste alimente sunt sărate, și pentru a combate excesul de proteină, pentru că tu trebuie să elimini acel acid uric și vei avea nevoie de apă. Deci apa este extrem de importantă. Sigur, se beau și se consumă și alte băuturi, dar apa trebuie să rămână de bază și, repet, sauna te deshidratează și mai rău. Nu este o idee bună să te deshidratezi mai rău și apoi să încerci să faci mișcare. Transpiri tot ce ai în tine. Da, pierzi și minerale, te vei simți mai rău. A, pentru cine obișnuit, pentru cine face sport, cine are o viață sănătoasă, da, un sportiv poate să facă sauna pentru recuperare, este cu totul altceva. Mai zi-mi o dată proporția la un pahar de alcool, câtă apă? E o veste pe care o dăm în fiecare an, da, la un pahar de vin ar trebui aproximativ jumătate de litru de apă. La un pahar? 3 pahare de apă, cam așa. Da. Nu? Păi stai jumătate de litru de apă ca să rămâi pe zero. Da. Păi da. Deci depinde cât de lung vrei să faci prițul. La fel, la un shot, ți-ar trebui acea apă. Păi sigur, trebuie să bea o găleată dacă bea așa. Da. Nu vei încerca să faci asta, dar important este să pleci hidratat la petrecere, deci să bei apă dinainte, să bei pe parcurs și dimineața, înainte să te culci, iarăși să bei un pic de apă. Și iarăși, când te-ai trezit, mulți spun, dacă beau pahar cu apă, mă îmbăt la loc, că se pune alcool în circulație. Nu, e bine să bei apă când te trezești, pentru că asta, într-adevăr, te va ajuta să cureți organismul. E bine să iei electroliți și pastile de cap tot înainte să te duci la petrecere. Beuri, electroliți, nu? Un protector hepatic pentru cine e mai... Sau e bine să nu mai consumi alcool. În exces. Într-adevăr. Nu ești tu, Florin. Mulțumim, Cristi. Mare plăcere. Să ai un final de an forță. Da. Și vouă la fel, să aveți un an bun. Next. Și mai lasă salatele. N-am mâncat salată deloc.